Pământul se află în cel mai sufocant moment din ultimii 650.000 de ani. Pentru a-l lăsa să respire, milioane de persoane au stins luminile pe 19 martie timp de o oră pentru a arăta angajamentul lor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Gestul este unul simbolic la care au achiesat și românii, reușind astfel să pună țara noastră pe harta responsabilității față de planeta albastră. Pământului a fost sărbătorită pentru prima dată la Sydney. Peste 2 milioane de australieni au stins atunci luminile și aparatele electronice timp de 60 de minute. 10 ani mai târziu, sute de milioane de pământeni din peste 7.000 de orașe și mai mult de 170 de țări s-au alăturat mișcării. Campania nu poate salva mult, dar îi poate face pe oameni să conștientizeze că se poate trăi și făcând economie la consumul de energie electrică. În spiritul solidarității cu marile orașe ale lumii a fost și municipiul Târgoviște. Ora Pământ le-a amintit târgoviștenilor că fiecare dintre ei pot fi parte a soluției pentru combaterea schimbărilor climatice și nu trebuie să aștepte decizii curajoase ale marilor lideri politici pentru a salva planeta. Astăzi, 19 martie, de la ora 20:30 de minute, s-a stins lumina în tot orașul, vorbim de iluminatul public, pentru a marca ora Pământului, un eveniment simbolic, inițiat în anul 2007 în Australia, dar care treptat a devenit un eveniment global. Este un semnal de alarmă, în primul rând, în ceea ce privește situația din ce în ce mai dificilă în care se află planeta Pământ, pentru că vedem fiecare de la o zi la alta cum planeta noastră este agresată din ce în ce mai mult de factori destructivi. Vorbim aici de poluarea aerului, de poluarea apelor, a oceanelor, distrugerea pădurilor și așa mai departe, dar vorbim și de cadrul zilnic în care ne trăim viața, de orașele noastre care devin din ce în ce mai poluate, aerul devine din ce în ce mai respirabil. Sigur că poluarea luminoasă generată de iluminatul ineficient se regăsește atât în ceea ce privește impactul negativ asupra oamenilor și sunt puse în legătură cu poluarea luminoasă diverse forme de cancer, diverse afecțiuni care apar de-a lungul timpului, în special la cei care trăiesc în orașele puternic iluminate, dar iluminate prost, de asemenea impactul negativ asupra ecosistemului, floră, faună și așa mai departe, consum inutil de energie electrică. Sunt miliarde de euro care se cheltuie anual pe întreaga planetă, inclusiv în orașul Târgoviște, pentru iluminat ineficient, care trimite lumina în aer, în atmosferă, nu o direcționează acolo unde este nevoie de ea, și de aici cheltuieli inutile, sunt bani foarte mulți care s-ar putea folosi în educație, în cultură, în sănătate, și de asemenea este impactul negativ asupra bolții înstelate, din păcate din orașe nu putem vedea stelele. Acum când se oprește lumina în oraș, este singura dată când din orașele în care locuim, de la fereastra casei noastre, a blocului, a apartamentului unde locuim, se pot vedea stelele. În rest nu se pot vedea, nu pentru că avem iluminat de noapte, ci pentru că avem iluminat ineficient, prost orientat, prost gândit, mari consumatori de energie inutilă pentru a trimite lumina în atmosferă. Societatea Astronomică Română de Meteori s-a aliat aceste inițiative încă de la prima ediție în anul 2007, când am aniversat ora Pământului în interiorul membrilor organizației. Apoi, anul următor, au răspuns două instituții din orașul Târgoviște, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, care a stins iluminatul public la Curtea Domnească, și Fundația Județeană pentru Trie Dâmbovița, care a stins iluminatul la Casa Tineretului. A urmat apoi un demers din ce în ce mai puternic pe plan național și, în urma intervențiilor noastre, sub deviza "când stingi un bec, se aprinde o stea",
încearcă și tu, oamenii au devenit tot mai conștienți și autoritatea locală, primăria municipiului Târgoviște, a luat inițiativa de a stinge iluminatul public în tot orașul și este printre primele orașe din România care a înțeles acest lucru și a stins iluminatul public în tot orașul. Vedeți că orașul arată destul de bine, nu ne împiedică, nu am orbit, nu vedem pe unde mergem, se vede destul de bine. Dacă cerul ar fi senin, s-ar vedea și mai bine, pentru că lumina stelelor ne luminează noaptea atât cât este nevoie. Organizația Mondială pentru Protecția Mediului WWF invită cetățenii să ia măsuri pe tot parcursul anului, amintindu-le că reciclarea, reducerea consumului de energie, a căldurii sau reducerea dependenței de energie pot contribui la combaterea schimbărilor climatice și pot conduce către transformări durabile. În consecință, a proteja mediul înconjurător înseamnă a prezerva viitorul fiecăruia dintre noi.